marcat începutul primăverii calendaristice, acum bifăm și debutul primăverii astronomice. Suntem la echinocțiul de primăvară, când ziua este egală cu noaptea și soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera australă a sferei cerești în cea boreală. Este și ziua în care începe și noul an agrar, când frigul este alungat cu bețele sau ciomegele, dar și când în anumite zone ale țării au loc ritualuri păgâne. În ceea ce privește influența echinocțiului asupra omului, se spune că schimbarea se simte în starea psihică, în sănătate, dar și în lucruri. Potrivit astrologilor, sunt persoane care au mai multă energie decât de obicei, altele sunt predispuse spre meditație, în timp ce unele persoane singure ar putea simți un disconfort. Totuși, echinocțiul reprezintă momentul când Pământul este cel mai aproape de Soare și, începând de la această dată, durata zilei va fi în continuă creștere, iar cea a nopții în scădere până la data de 21 iunie, când va avea loc solstițiul de vară. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul este invers, astfel că în regiunile respective, acest moment marchează începutul toamnei astronomice. Echinocțiul este marcat și în calendarul popular ca zi a șarpelui, ca timp al curățeniei rituale.